sunt jurnalist, redactorul șef al RFI România. Sper că am văzut să ne putem auzi și în regiunea dumneavoastră. O conurbație Galați-Brăila care poate fi foarte interesantă, dar nu despre asta am venit să discutăm aici, ci despre oportunitățile de investiții europene într-o conferință care își propune nici mai mult, nici mai puțin decât să așeze foarte bine orașul și regiunea dumneavoastră pe o hartă globală. Pentru că văd în sală oameni veniți din toate colțurile lumii. Și asta este foarte important. Discutam aseară cu domnul președinte Fotea la Cină și îmi mărturisea oarecum nemulțumit că, sigur, în afară de ArcelorMittal, investiția bine cunoscută, nu există o altă mare investiție în regiune în ultimii ani, în două decenii, poate. Da, și doamne, dar oricum se plângea de faptul că există încă potențial neexploatat pentru investiții mult mai mari. Și poate că și această conferință vine să pună lucrurile oarecum în ordine, sau eu în început, pentru intrarea în acest cerc virtuos. A pune un oraș și o regiune cu potențialul de care dispun pe harta lumii și a atrage investiții. Fiind integrat în comerțul și în căile de comunicații globale, atrage investiții majore, atrăgând investiții majore, e și mai bine integrat. Și atunci se intră într-un cerc virtuos. Sperăm, vă doresc din toată inima să reușiți și atunci vom intra în subiectul conferinței noastre. Îl invit pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Costel Fotea, pe cuvântul de deschidere. Mulțumesc, domnul Nahoi. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Galați. Vă mulțumim că ați dat curs invitației și că astăzi suntem împreună la Galați într-o zi de weekend și ne bucurăm că împreună cu dumneavoastră simțim priza Dunării într-o zi de weekend. Toți suntem obișnuiți să simțim priza mării, dar în weekendul ăsta o să simțim priza Dunării. Sper că această priză să fie de bun augur. Rolul acestei conferințe, acestei întâlniri, este de a identifica surse de finanțare, de a identifica oportunitățile pe care noi le avem, astfel încât, prin Fondul European de Investiții, cu ajutorul invitaților pe care le avem aici, invitați de marcă, să reușim să găsim soluții pentru proiectele pe care noi le avem, pentru oportunitățile pe care le are Galațiu, astfel încât la finalul acestei conferințe să avem răspuns la multe dintre întrebările pe care acum le avem și nu avem răspuns, să avem poate și soluții, și sigur vom avea că avem reprezentanți de marcă aici alături de noi care știu cum să ajungem și cum să rezolvăm această problemă. Și la finele acestei conferințe sper să plecăm cu toții, cel puțin, dacă nu toți, măcar unul, doi, cu un proiect pe care să-l implementăm pe viitor. Galațiu are multe oportunități, multe oportunități pe care le putem fructifica, are de oferit. Este un județ mare, este printre primele județe din România și, așa cum îmi place mie să spun de fiecare dată, capitala Dunării și granița de est a României, a Uniunii Europene. Pe parcursul acestei conferințe, fiecare dintre noi vom prezenta oportunități de afaceri și colegii invitați ne vor ajuta să găsim și soluții. Încă o dată, bine ați venit la Galați, bine ne-am regăsit. Mulțumesc, domnule președinte.
Și înainte de a-i invita și pe ceilalți colegi din panel să vă spună câteva cuvinte, două vești care, iată, sunt bune și ne ajută să începem așa cu mai mult optimism discuția de astăzi. Două știri recente, iată prima, aproximativ 2000 de întreprinderi mici și mijlocii din România vor beneficia de avantajele obținute prin intermediul unor noi împrumuturi deblocate în urma acordului semnat de Fondul European de Investiții cu Banca Raiffeisen, transmite reprezentanța Comisiei Europene. Este vorba de circa 177 de milioane de euro. Și a doua veste, probabil știți, ieri a fost promulgată legea privind programul Startup Nation. 10.000 de antreprenori vor putea avea acces la credite de până în 44.000 de euro. Asta înseamnă vreo 250 de antreprenori pe județ, dacă e să facem o medie, ceea ce sună foarte interesant. Așadar, iată două vești bune. Domnul Liviu Rogojinaru, președintele Comitetului Național al Întreprinderilor Private, mici și mijlocii. Vă rog, domnul Rogojinaru. Bună ziua! Mulțumesc frumos, în primul rând, că sunteți aici alături de noi. E o chestie foarte importantă și arată că discutăm un lucru important. În primul rând, dați-mi voie să felicit organizatorii. În primul rând, pentru idee că s-au gândit să facă acest lucru. În altă ordine de idei, pentru faptul că suntem aici la Galați, un oraș și o regiune care are nevoie de investiții și care, în același timp, se mișcă foarte bine în peisajul românesc. Și de ce nu în ultimul rând, pe colegii mei de la Consiliul Național al Minorilor, care s-au zbătut ca să aibă loc acest eveniment și aș văd că este foarte bine și frumos. Galațiu, clar, Dunăre, coridor important al Europei, ar trebui să, în următoarea perioadă, să facă niște pași deosebiți și de asta probabil că ăsta ar fi unul din motivele pentru care se întâmplă astăzi și aici acest eveniment. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie spus că are oameni deosebiți, că are oameni care vor să facă și atunci este foarte bine. Bucuros să văd că sunt foarte mulți invitați de la ambasade. E un lucru deosebit și de salutat, pentru că, din nefericire, în ultima perioadă în România s-a perpetuat un lucru nu foarte plăcut, capitalul românesc versus capitalul străin, investiții românești versus investiții străine. Foarte urât și foarte greșit. Investițiile toate sunt foarte importante, că sunt românești sau că sunt străine. Capitalul este foarte important, că e românesc sau străin. Și de aceea toți cei care au curajul, capacitatea și dorința de a investi în România sunt bineveniți și abia așteptăm să facă acest lucru. Felicitări Galați, felicitări organizatorilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și domnul Marian Filimon, președinte de organizații angajatorilor de întreprinderi mici și mijlocii. Mă rog. Domnilor și doamnelor, stimați musafiri, vreau să vă adresez salutul comunității de afaceri Gălățene și totodată să vă spun că sunt extrem de onorat și sunteți extrem de onorați de faptul că avem prezența astăzi aici, membrii Comisiei Europene, a Băncii de Investiții Europene, a mediului academic din diferite colțuri ale lumii, în principal din Asia, Statele Unite, Oceania, și sigur mediul de afaceri care este prezent în sală, și e prezent prin reprezentanții, în primul rând, locali, dar și ai regiunii sud-est, cât și de la nivelul țării. Avem membrii Consiliului de Excelență în afaceri. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că suntem astăzi împreună și cred și am convingerea că o să asistați la o conferință riguroasă, aplecată, din care, la urmă, când vom trage linie, vom avea de câștigat. Sigur, eu aș vrea să scot în evidență faptul că pentru prima dată avem
o organizare într-un format extrem de interesant și care spune mult. În primul rând, autoritățile locale, domnul președinte Costel Fotea, care este președintele Consiliului Județean Galați și care are un rol primordial în toată chestia aceasta și care nu e la prima abatere cu noi, cu medii de afaceri, pentru că anul acesta am mai organizat o conferință extrem de importantă, Invest în România, împreună și cu Ministerul de Resort. De asemenea, mediul academic din Universitatea Danubius și mediul de afaceri. Uitați, un triunghi, autorități, mediul de afaceri, mediul academic, care dacă își dau mâna, sigur, împreună pot să facă lucruri extrem de importante și de deosebite pentru comunitatea locală. Mulțumesc foarte mult, domnule Filimon, pentru această introducere. Veți asista în cele ce urmează la câteva prezentări care vor aduce într-o manieră mai extinsă informațiile de care avem nevoie. Iată, am vorbit despre oportunitățile care stau în fața întreprinderilor mici și mijlocii, oportunități de ultimă oră. Vom vorbi în cele ce urmează și despre planuri pentru proiecte la scară mai mare, la scară europeană și globală. Cunoașteți, desigur, planul de investiții lansat de președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, într-un moment critic al Uniunii Europene, în 2014, când asistam la o scădere a apetitului investițional. În acest context, planul a venit cu intenția de a mobiliza investiții de până la 315 miliarde de euro în acel moment. Între timp, sigur, dorințele au devenit în anumite părți realități, intențiile au devenit și mai generoase și se speră să se atragă și mai mulți bani. Domnul Attila Görgi, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, ne va prezenta oportunitățile legate de acest plan de investiții pentru Europa. Domnule secretar de stat. Mulțumesc frumos, bună dimineața. Doamnelor și domnilor, mă bucur să revin la Galați și mai ales să particip la un eveniment care își propune să mediatizeze mai mult posibilitățile de finanțare care sunt la dispoziția firmelor, firme mici, mijlocii și mari. Probabil că știți, conform legislației actuale, orice împrumut acordat de o instituție financiară internațională vine și la Ministerul de Finanțe pentru obținerea avizului de no objection, astfel încât noi avem un barometru foarte interesant privind proiectele care sunt demarate în țară și care obțin finanțare de la instituție internațională unde statul român este membru. Pot să vă spun că în ultima vreme am avut mare plăcere să constatăm că din ce în ce mai multe proiecte din sud-estul țării să vină la No Objection, chiar câteva proiecte din Galați în ultima vreme. Acest lucru arată tocmai potențialul care există în această zonă, potențial care poate fi în continuare susținut cu, și cu facilitățile oferite de diversi finanțatori și astăzi m-aș referi pe scurt la programul de investiții pentru Europa sau planul Juncker, cum este cunoscut, și care a pornit ca o mare provocare, iar acum la mijlocul, după câțiva ani de implementare, constatăm că la nivel european, așteptările au fost atinse și programul merge din ce în ce mai bine, astfel încât targetul inițial de 315 miliarde este deja în curs de extindere la 500 de miliarde până la finele acestui program financiar. Cu toate acestea, se constată faptul că strict pe România constatăm o valoare mai mică a investițiilor, deci suntem sub potențial. Se constată un dezechilibru geografic. Țările din vestul Europei au reușit să se plieze mult mai bine pe acest program.
țările din Est nu atât de bine. Tocmai de aceea se caută și soluții pentru a remedia acest lucru și pentru a sprijini mai mult firmele și proiectele din țările care au beneficiat de prea puține programe comparativ cu alte state. Tocmai de aceea eu aș dori să subliniez faptul că prin acest amplu plan nu se are în vedere strict finanțar, ci există trei componente. O componentă prima este într-adevăr cea legată de finanțare, însă există și două componente care pot să vină în completare și sprijin. Avem o componentă legată de legislație. Se încearcă identificarea măsurilor de eliminare a barierelor. Se încearcă îmbunătățirea legislației. Și nu doar legislația națională, vorbim și de legislația europeană. Tocmai de aceea invit firmele să consulte periodic și site-urile unde sunt supuse spre dezbatere publică diverse acte normative naționale sau europene. De exemplu, se discută pentru FC2, deci linia de finanțare care vine și garantează împrumuturile pe planul Juncker de varianta de extindere a anumitor domenii. Astfel încât noi domenii vor avea posibilitatea obținerii de finanțări, ceea ce nu s-a putut pe varianta inițială a planului Juncker. Deci și această componentă trebuie tratată cu seriozitate, pentru că cu cât și legislația europeană este mai bună, cu atât avem șanse mai bune de a atrage bani pentru proiectele noastre. O altă componentă a planului este legată de hub-ul de consiliere și de asistență tehnică, care vine tocmai în sprijinul investitorilor și ajută să își contureze mai bine proiectele. Din păcate, constatăm în România că nu avem foarte multe proiecte mature. Avem foarte multe idei bune, însă nu sunt în stadiul în care să primească finanțări din partea instituțiilor financiare internaționale. Tocmai de aceea și Comisia și BEI-ul la București, prin oficiile lor, au venit și vin și sprijină și asigurarea unei consultanțe în ceea ce privește crearea proiectelor. De asemenea, există un portal, PEP, este prescurtat, este un portal în care firmele pot să își încarce informații relevante, astfel încât investitorii strategici care sunt deja familiarizați cu acest site să poată să vadă proiectul, iar dacă reușesc să aibă încredere în proiectul respectiv, să vină și să îl financeze. De aceea am rugămintea să, când analizați posibilitățile de finanțare, să nu vă limitați doar strict la finanțare, strict la garanții, dacă este cazul, și să încercăm să vedem în ansamblu său, pentru că în acest fel putem avea sos de izbândă. Ministerul de Finanțe, în calitate de principal instituție care asigură legătura cu Banca Europeană de Investiții, încurajează orice relație a băncii cu mediul privat și ne dorim ca fondurile BEI-ului să ajungă la cât mai multe firme. Sunt fonduri imense care sunt puse. Banca Europeană de Investiții este cea mai mare instituție financiară din lume. Volumul tranzacțiilor este dublu față de Banca Mondială. Și acoperă, deși acoperă doar țările Uniunii, și adevărat au și niște finanțări pentru vecinătate. Deci resurse există foarte multe. Oferta financiară a BEI-ului, din perspectiva dobânzii, este una foarte bună, pentru că BEI-ul este o instituție cu un rating titlu A, care este cel mai bun din lume. Asta înseamnă că se împrumută de pe piețe foarte ieftin și dă mai departe foarte ieftin, pentru că prin statutul băncii, banca nu este o instituție cu care să urmărească profit. Deci este o entitate fără scop lucrativ, este doar o entitate care vine în sprijinul țărilor membre, țările membre fiind statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, în încheiere, v-aș lansa și invitația, dacă considerați util
să ne consultăm. Ministerul de Finanțe totdeauna vă stă la dispoziție în ideea de a vă sprijini cu informații legate de toate aceste aspecte ce țin de relația cu instituțiile financiare internaționale la care România este membră. Lista care se lărgește și profit de faptul că în sală avem și invitați foarte mulți din Asia. Să vă anunț cu că chiar săptămâna trecută, deci asta face o săptămână, am primit anunț oficial al acceptării României ca membru în Banca Internațională de Investiții și Infrastructură ASEAN. Deci apar noi oportunități și pentru firmele care doresc să-și extindă afaceri în această parte. E adevărat că va dura un pic până ratificăm actele, dar oricum pe viitorul apropiat vom avea o nouă instituție financiară internațională care va putea sprijini investițiile care vizează România și ASEAN. Eu vă mulțumesc frumos! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Iată-ne din nou în o lună și jumătate din nou la Galați cu un nou eveniment organizat de organizația locală pentru susținerea mediului afaceri. De altfel, într-o nouă postură pentru mine, aceea publică, după o perioadă întreagă în care am fost în domeniul privat, pentru cei care nu mă cunosc, este prima dată când am un angajament public. Am să vă spun un singur lucru, că prima dată când am o cunoștință cu organizațiile patronale a fost momentul în care am cunoscut doi oameni deosebiți, și anume domnul președinte Filimon și domnul profesor Ovidiu Nicolescu, căruia mulțumesc. Am și alți prieteni în sală, Florin, Iulian, Radu, Vali, cu care am lucrat în mediul de afacere. Bun, spuneți de programele de finanțare și de susținerea pe care ministerul nostru o face mediul de afaceri și, într-adevăr, cel mai avansat este Startup Nation, care a fost deja promovat de președinte, dar mai avem și alte programe. Dacă ne aducem aminte aici de legea prevenției care a fost aprobată în guvern și a plecat pe cerul de avizare, unde ne dorim o susținere și mai mare a mediului de afaceri, și anume prevenția, de care avem nevoie cu toții. Personal mi-aș dori ca după perioada de implementare, reprezentanții guvernului să vină la dumneavoastră ca și operatori economici să spună, așa cum spunea Ronald Reagan, "Hello, we are from the government, we are here to support you." Cred că ar fi cel mai mare pas pe care l-am putea face ca și domeniul public. Am lansat săptămâna aceasta, într-adevăr, un alt program de internaționalizare, pentru că considerăm că trebuie să susținem întreprinderile mici și mijlocii în internaționalizarea afacerilor pe care aceștia le au, și anume prin susținerea producătorilor români pentru promovarea produselor la export. Este un program simplu, fără foarte multă birocrație. Spun eu, 5 documente, 50.000 de lei, sumă de rambursabilă pentru fiecare IMM. Se va obține această sumă pe principiul primul venit, primul servit, și va avea ca scop promovarea și susținerea produselor românești în export, cu o singură condiție, participarea minim la un târg sau la o misiune economică. Cheltuielile eligibile ale acestui program sunt participarea la târg, misiune economică, realizarea identitate vizuală, realizarea slogan, realizarea publicitate. Noi considerăm că acest program va fi foarte bun în susținerea IMM-urilor pentru a-și promova și mai bine produsele la export. Pentru orice alte întrebări, o să vă stau la dispoziție ulterior. Mulțumesc! Fotea cu câteva proiecte concrete pentru regiunea Galați și a Dunării de Jos. Da, mulțumesc, pentru că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți foarte bine Galațiu, dar
mulți sunteți pentru prima dată la Galați. Și atunci trebuie să facem o prezentare a Galațiului, pentru că, așa cum spuneam în cuvântul de deschidere, Galați oferă oportunități de investiții pentru oameni de afaceri și, bineînțeles, așa cum ați auzit și s-a spus de mai multe ori, Fondul European de Investiții prin programul Juncker are un fond de 500 de miliarde de euro și de ce să nu încercăm și noi, de ce să nu facem și noi tot posibilul ca o parte sau o mică parte din această sumă să ajungă și aici la Galați. Pentru că o expresie care îmi place mie și mi-e foarte dragă, dacă pui compasul pe Galați, ai să vezi 250 de kilometri până la București, 250 de kilometri până la Odessa, 250 de kilometri până la Iași și de jur împrejur suntem înconjurați de orașe mari și, bineînțeles, ca și poziție geografică și strategică, suntem foarte bine amplasați. Deci, ca atare, sperăm ca prin oportunitățile pe care le vom prezenta astăzi să demonstrăm că în Galați sau la Galați se poate investi în siguranță, că administrația locală gălățeană, Consiliul Județean, Primăria Galați, împreună cu mediul de afaceri gălățean, pot și au capacitatea să implementeze proiecte și proiecte mari, chiar și pe planul Juncker. Acum, pentru cei care sunteți pentru prima dată la Galați, și nu numai, pentru ceilalți vreau doar să reamintesc, județul Galați, din punctul meu de vedere și nu numai, ca și poziție, cred că este cel mai mare bazin hidrografic din România. Este singurul județ înconjurat numai de ape. Vorbim despre Prut, Siret, Lacul Brateș și, bineînțeles, Dunărea. Este o oportunitate imensă, pentru că dacă raportăm la peste 70% din suprafața județului Galați cu teren agricol, uitați ce oportunitate avem și pe care trebuie să o fructificăm. Pentru că nicăieri în țară sau foarte rar se poate întâlni așa ceva, să ai un județ înconjurat de ape și să nu l-ai irigat. Mai ales că 70% din suprafață este cu teren arabil. Așa, o prezentare scurtă, avem peste 23.000 de operatori economici activi, 150 de mari companii asigură locuri de muncă pentru majoritatea salariaților din județul Galați. Ca și specific pe Dunăre, avem 4 locații portoare. Portul Bazinul Nou, portul Docuri, portul comercial, industrie metalurgică, industrie navală, structuri relevante pentru mediul de afaceri, un parc științific, un parc industrial amplasat pe malul Dunării cu o suprafață de 21 hectare, o zonă liberă cu o suprafață de 137 de hectare, acces direct la Dunăre. Adică, astea sunt oportunități care trebuie fructificate. Sunt multe alte oportunități și multe proiecte mari pe care am putea să le dezvoltăm și să le realizăm pentru Galați și în Galați. Dar am să mă opresc doar la două. Nu sunt cele mai importante, dar sunt importante pentru Galați și pentru zona pe care o poate deservi Galațiul. Și aici vorbim de zonele limitrofe, de județul Brăila, județul Tulcea, județul Vrancea și, bineînțeles, Vasluiu. În momentul de față, Galațiu în regiune asigură numărul cel mai mare de servicii medicale și asta și datorită faptului că spitalele din Galați sunt spitale clinice și datorită faptului că la Galați există o facultate de medicină care asigură o resursă calificată în domeniul sanitar, ceea ce ne îndreptățește să ne putem duce spre un spital regional. E un spital care poate să ofere
servicii medicale, avem personal calificat, suntem plasați într-o zonă strategică, avem acces la toate căile de transport, așa, suntem granița de răsărit a Uniunii Europene. Prin Galați intră transportul și intră cetățenii din Ucraina și Moldova. În Galați, prin Galați trec cei din Moldova și, bineînțeles, peste ceva timp, realizându-se în zona Galațului și acest pod peste Dunăre, ne îndreptățește să credem cu convingere și tărie că la Galați se merită și trebuie investit într-un spital regional. Consiliul Județean în momentul de față are un teren, o suprafață alocată pentru acest spital de 11 hectare pe care se poate construi un spital regional. Ne angajăm să asigurăm toată infrastructura necesară și, bineînțeles, avem și o estimare, un proiect în acest sens, un proiect care, în momentul de față, este în valoare de 106 milioane de euro. O investiție care ar putea să dezvolte, știți că în Europa și peste tot în lume se vorbește despre turismul medical și de ce n-am putea vorbi și la Galați despre turism medical, pentru că avem ce să arătăm Galați oaspeților. Asta este unul dintre proiectele mari pentru Galați, la care aș ruga pe toată lumea de aici din sală să se gândească și să ne gândim împreună cum putem să realizăm o astfel de investiție. Credeți-mă că de un an de zile tot merg la toate instituțiile acolo unde există posibilitatea de a atrage o astfel de investiție. Chiar și un parteneriat public-privat. Dar de ce să nu fructificăm această oportunitate cu Fondul European de Investiție, Planul Juncker? Ce înseamnă 100 de milioane la 500 de miliarde? Mai ales că poate să asigure servicii medicale pentru cel puțin 2 milioane de locuitori de jur împrejurul județului Galați. Un alt proiect pe care l-am gândit și nu l-am gândit eu, este gândit de ceva timp, dar se tot caută sursă de finanțare. E vorba de varianta ocolitoare a municipiului Galați. Este cea care face legătura între Vama Giurgiulești, Sat Costi și ar putea să iasă exact acolo unde începe urcarea pe podul care face legătura între Brăila și Tulcea. Că practic podul începe cu încărcare la Baldovinești și se finalizează în Tulcea la Măcin. Și atunci o rută ocolitoare a Galațiului, că știm cu toții cât este de sufocat municipiul în momentul de față de traficul greu, ar fi o oportunitate să reușim să descongestionăm Galațiul de traficul greu. Deci astea sunt proiecte, e un proiect mare, într-adevăr, ca și valoare, este un proiect de peste 50 de milioane de euro și ca atare, cred că reprezentanții aici de față, cu sprijinul dumnealor, cu sprijinul dumneavoastră, putem să ne aplicăm asupra acestui proiect și să-l introducem în lista de priorități. Noi asigurăm că autoritățile locale vor face tot ce ne stă în putință și absolut tot ce depinde de noi pentru a face viabile și a putea realiza aceste proiecte. Numai rugămintea să ni se deschidă o ușă pe care noi să intrăm și noi vom face tot posibilul și vă vom demonstra că suntem capabili să aducem banii la Galați. Vă mulțumesc încă o dată și sper și am convingerea că proiectele, dacă nu amândouă, dar cel puțin unul, va fi realizat pe planul Juncker. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnule președinte. Îi spun bun venit domnului Ionuț Cocheanu, primar al municipiului Galați și îl invit să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc frumos. Scuze de întârziere, dar
din păcate, treburile urbei nici în weekend nu, nu așteaptă. Eu nu spun chiar nu pentru cei care nu mă cunosc, primarul municipiului Galați. Cred că domnul președinte a reușit să prezinte atât municipiul cât și oportunitățile din județ. Ceea ce ne-am auzit amintit de către domnul președinte e, cred că ceea ce ar putea interesa în mod special investitorii este de terminalul multimodal pe care urmează să-l avem și noi aici la Galați. E vorba de o investiție de peste 80 de milioane de euro, o primă fază de 25 de milioane de euro deja alocați. Prima fază, din câte știu eu, a început. Urmează ca în viitorul imediat apropiat, cred că lucrările pe prima fază să se finalizeze, cred că undeva anul viitor, urmând ca până în 2020-2021 să avem într-adevăr și la Galați un terminal multimodal care să rivalizeze cu celelalte porturi din Europa. Într-adevăr, poate că, și am mai spus-o și cu alte ocazii atunci când a trebuit să prezint orașul, poate că din punct de vedere al infrastructurii, de a se ajunge până aici, de la cel mai apropiat aeroport, poate că avem într-adevăr o problemă. Problemă care evident că poate fi remediată. Poate cu apariția acestui pod peste Dunăre, într-adevăr, să fim repuși pe harta transportului național și atunci, într-adevăr, și noi, Galați, Preia, pentru că trebuie să vorbim de această zonă împreună, ne despart doar câțiva kilometri. Este cea mai mare aglomerație urbană de după București, peste 600.000 de locuitori în zona aceasta, într-un areal, cred că de 30 de kilometri pătrați. Cred că odată cu apariția acestui pod, într-adevăr, vom conta, că vrem, că nu vrem, vom conta pe harta transportului național. Ceea ce mai avem aici la Galați, ieri m-am întâlnit cu un ambasador, tot așa căruia i-am prezentat oportunitățile de aici, de la Galați. Pentru cei care se adresează sau ca idee, atât piața europeană cât și piața est-europeană, fosta Uniune Sovietică, ceea ce avem noi aici la Galați, avem această linie de tren cu ecartament dublu. E la Galați unul dintre cele trei puncte, din câte știu eu, sper să nu greșesc, dacă sunt mai multe, cu atât mai bine, pe toată întinderea graniței noastre cu fosta Uniune Sovietică, prin care bunurile pot ajunge pe tren către Uniunea Sovietică pe cartamentul lor. Și aici este unul dintre cele două, din cele trei puncte unde poate fi făcut acest transfer. A amintit domnul președinte de cele două universități. Avem una de stat și una particulară. E bine că există concurență. E bine că, într-adevăr, din această concurență a celor două universități, nu avem cum să, sau nu are cum să iasă altceva decât un lucru bun, și anume produse pe piața muncii din ce în ce mai bune, mai calificate. Avem extrem de multe calificări, așa cum am amintit puțin mai devreme, în cele două universități. Prin urmare, nu cred că ne lipsește forța de muncă calificată. Pe lângă munca aceasta, forța de muncă aceasta calificată, tânără, care iese an de an de pe băncile facultăților, îi avem și pe cei cu experiență în câmpul muncii. Atât Galațiu, cât și Brăila, dar vorbim acum, fiind la Galați, mai mult de Galați, sunt, sau e un oraș care până acum 15-20 de ani de zile era un oraș extrem de industrializat. Evident că piața liberă, și-a spus cuvântul, unele afaceri au mai coborât, altele au urcat, le-au luat locul, dar în momentul de față există un număr consistent de oameni extrem de experimentați pe ceea ce fac, care cred că merită o a doua șansă pentru cei ce doresc să investească aici.
A amintit domnul Fota de cele două oportunități majore sau locuri unde pot fi realizate investițiile. Pe de o parte, parcul industrial, pe de altă parte, zona liberă. Zona liberă care cred că e una dintre ultimele la nivel de Uniune Europeană. E zona în care mă uit, cred că sunt extrem de mulți reprezentanți ai ambasadelor sau al reprezentanțelor economice ale ambasadelor din afara Uniunii Europene și mă adresez în mod special dumnealor, pentru că zona aceasta liberă poate reprezenta o mare provocare pentru dumnealor. Pentru piața europeană, aici, dumnealor pot să producă bunurile pe care le produceau și acasă, dar pe toată perioada importului bunurilor sau materiei prime, sau eu știu, a componentelor necesare producerii produsului final, sunt scutite de taxe. De taxe vamale sau de altfel de orice fel de taxe. Taxele acestea vor fi plătite doar la momentul în care produsul final părăsește incinta fabricii din zona liberă și se duce către utilizatorul final. Ba mai mult de atât, ceea ce cred că ar trebui să fie extrem de interesant pentru dumneavoastră este faptul că aceste produse pe care le veți realiza aici, la Galați, vor avea ștampile de Uniune Europeană pe ele, ceea ce înseamnă că sunt atât conforme, cât și liberul acces pe piața europeană a anumitor produse pe care dumneavoastră le furnizați de obicei. Sunt oportunități pe care cred că ar trebui să le luați în seamă, dar evident și acum pentru a nu mă lungi foarte, foarte mult, vreau să le mulțumesc atât domnului președinte Fotea, cât și domnului Filimon. Marele dezavantaj al Galațiului de până acum, lucru pentru care le mulțumesc în momentul de față că fac astfel de acțiuni, e faptul că n-am fost promovați. Ca să fim sinceri cu noi înșine, iar mă duc pe un discurs pe care cred că unii, mă uit aici la domnul ministru, își freacă falca de bucurie, hai pot spune iar, n-am fost promovați. Nimeni nu știe de noi că există. De ce v-ați duce, vă întreb acum și eu așa retoric, v-ați duce într-un orășel din, nu știu, Moldova e prea aproape, cum o cunoaște foarte bine. A, uite, mă uit în sală, sunt extrem de mulți reprezentanți din Asia, cred că. De ce ne-am duce noi să investim în Asia dacă nu cunoaștem oportunitățile? Nu știu, știm că există orașul. La noi, Galațiul, trebuie să ne promovăm. Iar prin acțiuni de genul acesta, într-adevăr, ne punem din nou pe hartă. Nu putem fi pe hartă doar cu elementele negative. Evident că negativul vinde, dar vinde doar în presă. Elementele pozitive ar trebui să atragă investitorii, din punctul meu de vedere. Și cred că prin efortul conjugat al oamenilor pe care i-am amintit puțin mai devreme, a primăriei, a tuturor celor care sunt în sală, cred că ar trebui să facem auzit și cunoscut numele orașului nostru, dincolo de granițe, pentru a crea măcar o alternativă viabilă a celor care vor să-și extindă capacitățile de producție dincolo de granițele țărilor sau de zonele pe care le controlează în momentul de față sau le acoperă. Eu cam atât am avut de spus. Îmi doresc fantastic de mult dacă există timpul și disponibilitatea din partea celor care sunt în sală de a avea discuții ulterioare, în particular, sau eu știu, aici, discuții libere. Cu mare drag, vă stau la dispoziție pentru a vă oferi orice fel de informație și să sperăm că, eu știu, asta e a doua acțiune la care particip organizată de domnul Filimon. Prima a fost de spart gheața, acum poate de făcut loc în calota asta glaciară care acoperise Galațiul încet, încet. Poate că la a treia, sper să nu fie vorba de vreo încălzire globală acum, dar într-adevăr să ne putem bucura și să vă putem anunța atât pentru noastră cât și presa de primul contract semnat cu reprezentanții ambasadelor cu care avem astăzi de a face.
Eu vă mulțumesc și succes pe mai departe. Domnul Filimon, domnul președinte, nu vă opriți aici, că ceea ce facem, facem, zic eu, bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Într-adevăr, e foarte important că doriți să vă promovați orașul, regiunea și să le puneți pe harta lumii. Asta e foarte important. Acum vom ataca o chestiune sensibilă, o chestiune de finețe. Este vorba de locul în care proiectele se întâlnesc cu banii. Și de foarte multe ori, bunele intenții nu reușesc să se transforme și în proiecte viabile, proiecte corecte, proiecte sănătoase, capabile să atingă banii. Bani sunt, ne-o va dovedi, ne-o va arăta domnul Flavio Schiavocampo, șeful biroului din România al Băncii Europene de Investiții, după cum ați auzit aici, cea mai mare instituție financiară din lume, prezentă aici și la dispoziția investitorilor și autorităților din Uniunea Europeană, o prezentare despre oportunitățile oferite de planul de investiții strategice și despre bune practici. Pentru că avem ce învăța. Vă rog. Thank you. That's what it is. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. First time I come to Galați and it's a very pleasant sensation to be here. And it is true that, as the mayor has said, Galați is a little bit out of the big debates. There are debates about Moldavia, Transylvania, the area of Bucharest, but Galați is a little bit, let's say, not mainstream, in mainstream discussion. So it's welcome to have this kind of event organized here in Galați. A lot of what I was supposed to say has been said about the development plan for Europe in particular, so I will not go through details. I have a pretty detailed presentation, 35 pages, 35 slides, which I did not have in any case the intention to go through, but they are available for handouts if some of you want to have some additional. So I think the basics is that what Mr. Gheorghe said before, there are many investment ideas in Romania, a country I know well after a few years working here in a privileged position where I can observe what's happening on the market and I can talk to many people involved with investments. Mr. Gheorghe said there are many ideas but few mature projects. And this is the reality. When it comes to whether large, very large public infrastructure or smaller projects promoted by SMEs, the main problem we face is the level of maturity, the level of sophistication of the preparation of the projects. There is a difference between a project which is ready for financing, where international banks, commercial banks, and private sector are willing to put money and take risk, and projects which just have feasibility studies. There is a big difference between these two concepts. We need to enhance substantially the level, the quality of preparation of investments, whether it is at the high national or local public level, or at the level of corporates and SMEs. I will say a few things about the European Investment Bank, which, as has been said before, is in fact the biggest multinational bank. It's a giant which is quite silent on the market. The European Investment Bank is three times the size of the World Bank. 10 times the size of EBRD. Our AAA rating, because of the quality, high quality of our portfolio, allows us to collect on the capital markets, on the international capital markets, extremely competitive funding that we can use for investments in projects.
Thank you.